Oamenii lui Dumnezeu, urmează să citim din Biblie, de data aceasta un pasaj foarte bine cunoscut, din care pasaj vom surprinde una dintre ideile prezente. Pasajul este în Fapte, capitolul 8, Filip și famenul etiopian. Aș vrea să vă invit să vă ridicați, să respectăm cuvântul pe care urmează să-l citim, crezând din suflet că acest cuvânt a ieșit din gura, din inima lui Dumnezeu. Fapte 8:26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistoriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui, citind pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul i-a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre un altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul. S-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Domnul nostru bun, te rugăm să ne ajut să ne deschidem inima cu responsabilitate, în mod voluntar și conștient, crezând din suflet că în seara asta îți vei deschide mâna să picure har peste har și cuvântul tău va mângâia, va ridica, va îndrepta și va binecuvânta. Tu ești Tatăl nostru și tot ce am avut bun în viața aceasta a venit din mâna aceea străpunsă de cuie. În seara aceasta ne așezăm la picioarele tale și cu mare încredere vom sta cu sufletul deschis pentru ca ploaia binefăcătoare a cuvântului tău să vină peste sufletele noastre. Îți mulțumim, Stăpânul și Domnul nostru. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă rog frumos să vă reocupați locurile. Acasă este liniște, bucurie, siguranță și locul ăsta e așa de plăcut. Nu mă refer la amvon neapărat, ci mă refer la ce înseamnă acasă din punct de vedere al familiei și din punct de vedere al bisericii. În seara aceasta, ziceam, în seara asta aș vrea să rostesc o predică care se așează într-o mare măsură pe pasajul pe care l-am citit, dar care nu este neapărat una clasică care să surprindă aspectul istoric al pasajului citit, pasajului luat în discuție. Titlul predicii din această seară este: Dumnezeu l-a trimis pe Hristos la noi și Hristos ne trimite pe noi la oameni. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos la noi și Hristos ne trimite pe noi la oameni. De fapt, titlul acestei predici este esența Evangheliei.
Adevărul este că Tatăl l-a trimis pe Hristos la noi. El a venit, e deja istorie, 2000 de ani de atunci. El a venit, a făcut ce a avut de făcut și când a terminat ce trebuia să facă, a plecat. S-a întors în locul de unde era înainte să vină. Însă lucrurile nu s-au terminat. Hristos ne trimite pe noi la oameni. Ne trimitem să ducem ce ne-a adus El nouă. Unul dintre lucrurile pe care le-am remarcat în România în săptămânile acestea pe care le-am petrecut acolo alături de frați a fost să văd locurile publice pline de oameni, dar în anumite locuri au fost pline de oameni convertiți. Noi nu am ținut seminarii de consolidare a credinței, noi am ținut predici de evangelizare. În orașele mari, în orașele cu mulți oameni convertiți, cu multe biserici, cu biserici mari, au fost foarte mulți oameni convertiți, însă nu la fel de mult oameni neconvertiți. Scopul nostru a fost să nu facem servicii divine în biserici, considerând că bisericile sunt o zonă pe care oamenii oarecum o evită. Și am mers în locuri publice unde ei vin oricum, am mers pe stadioane unde ei vin să vadă meciuri de fotbal, am mers în săli publice unde ei vin să asculte un concert sau tot felul de întâlniri. Am mers în biserică doar acolo unde pur și simplu nu am avut nicio altă soluție. Am evitat cât am putut treaba asta. Pentru că noi vrem să mergem la oameni, nu să-i așteptăm pe oameni să vină la noi. Însă am observat că foarte mulți oameni convertiți nu își înțeleg menirea, nu înțeleg măreția momentului, nu înțeleg oportunitatea și vin singuri. Își ia nevasta, copiii și vin. Vin bucuroși, vin și pleacă. Și vin pentru ei să mănânce în timp ce sunt sătui. Sunt sătui de-abia respiră. Și alții sunt leșinați de foame, străzile sunt pline, locurile sunt pline și ar fi nevoie de cineva care nu-i sătul, ci e flămând. Însă foarte mulți, dacă nu cei mai mulți oameni convertiți, nu aduc niciun convertit la biserică. Și când faci chemare, dar nu-i vorba aici de succesul chemării, e vorba de scopul în sine. Când faci chemare, oamenii convertiți nu se mai convertesc încă o dată, iar cei neconvertiți nu sunt acolo. Atâta consum de energie, atâta vis neîmplinit, atâta efort, atâția bani cheltuiți și totul se termină cu mai puțin succes decât se cade, decât se putea, doar pentru faptul că cineva din echipă nu își înțelege menirea. Oameni dragi, iresponsabilitatea, ignoranța, nepăsarea nu sunt păcate de comitere, dar sunt păcate. Și tocmai pentru ca să conștientizeze, Hristos spune că oamenii care fac greșeli de omitere se încadrează în categoria spre care El spune: blestemaților, duceți-vă în focul cel veșnic. Mi-e greu să spun cuvintele astea, că par atât de dure, însă adevărul aproape întotdeauna este dur. Noi am avut parte de... Am parteneriat cu biserici și cu păstori care au făcut mult efort. S-au întrecut fiecare să facă ceva de excepție și așa s-a întâmplat. Dar nu ține de păstori să le spună fiecărui membru în parte să nu vii singur. Oamenii anunță de la amvon cum anunțăm și noi. Însă aș putea eu să oblig un anumit membru să facă ceva sau altceva? Oamenii fac ce vor. Cum e cel mai ușor? Să vină singuri. Și foarte mulți, vinovat de mulți, așa au venit. Predica aceasta are rolul să vorbească puțin despre fenomenul ăsta, care e nu doar al unora, ci al tuturor. Nu doar al creștinilor dintr-o țară sau dintr-un oraș. Și este un adevăr care ar trebui să ne cutremure. Noi nu ne-am făcut de lucru cu un primar, cu un păstor sau cu un om sau un grup de oameni. Noi ne-am făcut de lucru cu Dumnezeu. Pe noi Dumnezeu ne-a ales
ne-a acordat onoarea de a fi chemați să lucrăm împreună cu El. Dumneavoastră ați avut vreodată un coleg care nu și-a făcut treaba și v-a umplut de toată amărăciunea? Ați avut vreodată pe unul care pur și simplu nu exista decât pentru beneficiile locului pe care îl ocupă? Este destul de greu să ai un astfel de coleg, ori în casă, ori la lucru, ori cine știe pe unde. Oamenii convertiți nu mai se simt datori să facă evangelizare. Generația noastră, probabil că este prima generație în care oamenii vin la biserică fără să mai aducă prieteni. Trebuie neapărat să anunțăm o evangelizare de excepție ca să ne aducem un prieten. E ca și cum noi am mânca la sărbători, Crăciun, Paște și Thanksgiving. Dar noi mâncăm de 3 ori pe zi, în orice zi, cât de banal ar fi, noi de 3 ori ne săturăm. Nu înțeleg de ce trebuie să fie o sărbătoare să aducem pe cineva la biserică. Trebuie să aducem la biserică constant pe cineva. Trebuie să fim obsedați de treaba asta. Pentru că noi nu-i aducem la o organizație, nu-i aducem la o clădire, noi îi aducem la Dumnezeu. Oamenii ăștia au nevoie de Dumnezeu. Nu-i pot aduce aici decât oamenii care au fost aduși cândva ei înșiși de altcineva și ei au beneficiat de aducerea aici, pentru că atunci când ajunge aici, ăsta este un loc dedicat instruirii de a trăi cu Dumnezeu, de a scăpa de păcate și de consecința păcatelor. Oamenii au reușit să nu se mai simtă datori să facă evangelizare, pentru că au lăsat evangelizarea în mâna evangeliștilor. Câți evangeliști sunt? Îi urci într-un autobuz. Credeți dumneavoastră că ăștia ajung la 20 de milioane de români? Nu, noi toți trebuie să facem evangelizare. Noi toți trebuie să spunem oamenilor ce s-a întâmplat cu noi. Nu trebuie să predicăm, nu trebuie să mergem la Lee University. E suficient să spunem cum ne-am convertit și ce s-a întâmplat și cum uneori Domnul ne-a vindecat și cum uneori Domnul ne-a ascultat în mod supranatural. Asta nu este o poveste, asta nu e religie, asta este o relație cu Dumnezeul Creator. Apoi, oamenii convertiți nu mai se simt vinovați că nu fac evangelizare. Și asta este de-a dreptul îngrozitor. Să nu mai te simți vinovat când nu faci ce trebuie, asta este îngrozitor. Uneori, eu am alunecări, slăbiciuni, spre rușinea mea. Un pastor să spună asta e ca, nu știu, ca ceva destul de nepotrivit. Însă nu mă simt vinovat pentru treaba asta. Mă simt vinovat că uneori nu fac ce trebuie, alteori mă simt vinovat că am făcut ce nu trebuie. Dacă nici vinovat nu m-aș mai simți, înseamnă că aș fi pierdut. Dar conștiința mă face să mă simt vinovat și îmi pare rău. Am o muncă a sufletului, am o zvâgnire, o smucire în inima mea și mă căiesc și mă doare. Nu ne putem permite să nu ne mai simțim vinovați când nu ne facem treaba. Oameni dragi, noi nu ne putem permite să ajungem atât de rău. Puteți să mă înțelegeți? Nu ne putem permite să ajungem atât de rău. Pentru că mai rău de atât nu se poate prea tare. Pe noi ne-a chemat Dumnezeu, nu o organizație. În lumea asta sunt oameni care trebuie să meargă în cer, iar noi suntem purtătorii mesajului divin către ei. Noi suntem niște oameni trimiși de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne trimite și nu ne ducem, atunci noi nu mai avem nicio dovadă că avem vreo legătură cu Dumnezeul acesta. Nu mai avem nicio dovadă că noi suntem ascultători de Dumnezeu. Religia nu e o dovadă. Doar o viață trăită, o flacără aprinsă, un om transpirat, un om consacrat, un om care știe pentru ce trăiește, nu doar să-și facă o casă și un nume și o mașină. Dacă doar pentru asta trăim, vă mai aduceți aminte ce spune Scriptura? Dacă pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai cum? Vă aduceți aminte ce greu e cuvântul ăla, nenorociți? Pentru o mașină trăim noi, pentru o amărâtă de mașină? Păi bunicul a fost fericit fără mașină. Și Decebal a fost rege fără mașină. Nu vorbesc împotriva mașinilor, ce bine e că avem o mașină. Vreau să spun că nu-i suficientă. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus la noi și Iisus ne trimite pe noi la oameni. Asta este tot ceea ce vreau să vă spun în această seară.
Dumnezeu l-a trimis pe Hristos la noi. Aduceți-vă aminte ce a spus El. Mai am și alte oi și pe acelea trebuie să le aduc. Aceasta a fost responsabilitatea Lui. El s-a ocupat de oile din generația Lui și le-a adus. S-a simțit responsabil, pentru asta s-a întrupat. Pe mine nu mă duce mintea să înțeleg cum un Dumnezeu infinit și etern s-a înghesuit într-un corp uman. Doar ca să poată ajunge la sufletul meu. Eu am fost una dintre oile alea. Dacă nu venea Hristos, eu eram un candidat să merg în iad. Nimeni nu mi-a făcut un bine mai mare ca și Iisus Hristos. Nimeni n-a avut mai mult interes pentru mine, un om absolut banal și obișnuit, decât Hristosul, care a acceptat să intre într-o experiență umană, omul pe care El l-a făcut, El s-a făcut asemenea Lui. El a spus, mai am și alte oi. Mai am și alte oi. Nu vreau să intru în detalii teologice cu privire la și alte oi, am vrut numai să spun că El s-a simțit responsabil. Când în cer s-a auzit vocea Stăpânului, a lui Dumnezeu Tatăl, cine se va duce? El a spus, iată-mă, trimite-mă, mă duc, mă duc, mă duc, mă duc. Mă gândesc că vă supăr dacă aș mai fi zis de vreo 10 ori, să semene așa cu un puls de inimă, mă duc să fac voia ta, Dumnezeule, mă simt responsabil. Nu pot să stau aici în timp ce tu întrebi cine se duce și eu să mă facă plouă, trebuie să mă duc. Vă mai aduceți aminte că a avut o ezitare când a zis, tată, e posibil, ai putea să găsești, să ai planul B? Chiar a întrebat, ai planul B, dacă nu ai, mă duc cu A, mă duc eu. S-a dus. Și după ce a terminat, după ce s-a dus, după ce a făcut tot ce trebuia să facă, a spus, tată, misiune îndeplinită, am fost, să știi că mă întorc. A stat 3 zile mormânt. A mai stat 40 de zile între ucenici ca să-i convingă că chiar a înviat, că ei au fost cei mai mari contestatori ai învierii, nu necredincioșii. Ăștia nici nu știau ce să creadă. Și înainte cu 10 zile să coboare Mângâietorul, Mântuitorul s-a ridicat. S-a dus, a rezolvat și s-a întors. Mai am și alte oi pe care trebuie să le aduc. Pe fiecare dintre noi ne-a adus. Am zvâcnit, ne-am frământat, ne-am ascuns, am încercat să nu ne lăsăm aduși, dar ne-a adus prin har, pe fiecare. Fiecare avem povestea noastră. De care mai frumoasă? Aud poveștile altora, când eram mai tânăr nu mă interesau poveștile altora, nu știu de ce, nu pot să explic. Dar acum mă simt foarte impresionat să aud poveștile. De fapt, nu-s povești, e o vorbă poveste. Probabil că e mai bine experiența, mărturia cuiva care s-a întors la Dumnezeu. Asta a fost treaba Domnului și Domnul și-a făcut treaba. Însă, El spune în Ioan 17, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. El a fost pentru că l-a trimis Tatăl. Și noi trebuie să mergem pentru că ne trimite El. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos la noi și Hristos ne trimite pe noi la oameni. El a făcut ce trebuia la nivelul excelenței. Când l-a trimis, atunci s-a dus. Când s-a dus, a făcut o treabă de nota 10. Și după ce a terminat-o, s-a întors. Acum spune cum m-a trimis pe mine Tatăl și am venit și am terminat și m-am întors. Acum vă trimit și eu pe voi. Cu aceeași responsabilitate trebuie să ne ducem. Nu mă refer neapărat la evangelizare, deși evangelizarea... Nu mă refer la o evangelizare predicând de la amvon sau pe stadioane sau așa într-o manieră publică unde trebuie o anumită experiență, chemare, un anumit bagaj de informații, de cultură. Mă rog, sunt câteva elemente ca în orice alt lucru, dar eu vorbesc despre o proclamare cu orice ocazie a faptului că ai fost atins de har și ai devenit mântuit și îți prezinți mărturia, spui uite ce s-a întâmplat cu mine, omule. Sunt un om fericit, sunt un om iertat, casa mea e binecuvântată, se va întoarce Dumnezeu, vezi și tu că istoria stă să se prăbușească, toți stâlpii se rup și se va prăbuși clădirea asta numită viața pe planeta Pământ. Ai vreo speranță pentru viitor sau ai ce totul? Mai ai și altceva în afară de bani și o amărâtă de mașină?
Ai vreo speranță pentru universul unde nu mai există ce e aici, ci doar împărăția lui Dumnezeu? Îl cunoști pe Dumnezeu? Păi numai asta dacă îi spui. Omul chiar dacă spune lasă-mă în pace, după ce se desparte de dumneata, nu mai are pace, nu mai are liniște. Pentru că noi suntem ființe afectate de ce auzim, influențabile. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos la noi, iar Hristos ne trimite pe noi la oameni. El a adus oile în staul. Acum este rândul nostru să facem și noi ce a făcut Hristos, pentru că pe El l-a trimis Tatăl și a făcut. Pe noi ne trimite El și trebuie să facem. Vedeți, citim în pasajul acesta că omul ăsta l-a căutat pe Dumnezeu și l-a căutat pe Dumnezeu, cum spun eu de obicei, la casă, acasă la el, și s-a dus la templul lui Dumnezeu. De acolo a luat cartea lui Dumnezeu, s-a întâlnit cu omul lui Dumnezeu, care fusese trimis de Dumnezeu printr-un înger, și apoi a primit învățătură pe care s-a simțit responsabil să o aplice. Și el a întrebat, observați care e efectul credinței și a pocăinței autentice, inițiez următorul pas. Uite apa! Nu i-a spus Filip, uite bă apa, n-ai vrea să te botezi, nu prea trece prin cap să te botezi. Nu! Nu, oamenii nu vor avea niciodată o inițiativă. Când Dumnezeu a venit la noi, nu noi l-am chemat. Hei, fraților, nu noi l-am chemat. Dumnezeu ne-a iubit mai întâi. Ne-am trezit cu El la noi. La inițiativa Lui a venit. El a inițiat să vină. Noi nu știam de Dumnezeu și nu ne trecea prin cap că avem nevoie de Dumnezeu. Noi am crezut că aici e totul. Și am zis, trăim 70, 80 și plecăm, așa e, pleacă și animalele și oamenii. Și a venit Evanghelia și ne-a dat speranță, bă, stai așa că e viață veșnică. Că animalele sunt necuvântătoarele, n-au conștiință. Dar noi suntem oameni, avem. Și Dumnezeu ne cheamă la pocăință ca să intrăm în împărăție, primind iertarea pe care a adus-o Hristos. Și dintr-o dată a apărut în mintea noastră perspectiva mântuirii pe care am primit-o prin credință și care acum deja e istorie în experiența vieții noastre. Vedeți, omul ăsta l-a căutat pe Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu, cartea lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu și învățătura lui Dumnezeu. Uite apa. Vedeți care sunt prioritățile unui om care crede? Prioritățile sunt din carte, sunt validate de predica slujitorului sau de învățătura lui. Ele se petrec în casa lui Dumnezeu ca un dat care se repetă. Dumnezeu îi cheamă pe oameni pe care mai apoi îi trimite la oameni. Dumnezeu îi cheamă pe oameni și îi trimite la oameni. Dumnezeu ne-a chemat pe noi și îi trimite la ceilalți care acum sunt cum am fost noi înainte de convertire. Veniți la mine? Hristos spune asta. Veniți la mine. Când o autoritate te cheamă, te duci. Învățați de la mine. Bine ați ajuns. Acum v-am chemat ca să învățați. Învățați. Instruiți-vă, primiți instruirea, formați-vă, pregătiți-vă. Ok, a trecut suficient timp, acum duceți-vă. Nu mai suntem oamenii care am venit, suntem oamenii care am venit plus ce am achiziționat din învățare, din procesul ăsta de învățare. Acum plecăm edificați, formați, instruiți, pregătiți să ne ducem. Învățătura asta ne-a schimbat paradigma de gândire. Ne-a schimbat scopul vieții efectiv, ne-a schimbat obiceiurile, prioritățile, valorile. Noi suntem alți oameni acum. Înainte ne era suficientă o amărâtă de mașină. Am tot cășunat cu exemplul ăsta, dar vreau să-l folosesc până la sfârșit ca să nu mai le înșir pe toate. Veniți la mine, învățați de la mine, dar există totuși un moment în care Hristos spune așteptați însă puțin până veți primi putere de sus. Așteptați puțin până veți fi îmbrăcat cu putere de sus. Luca 24 cu 49 spune așa: iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu puterea de sus. Cetatea e una singură, Ierusalimul.
Când Dumnezeu vorbește de cetate, întotdeauna este vorba de Ierusalem. Apoi, faceți ucenici. Vedeți câte responsabilități. Veniți, învățați, așteptați, așteptați împuternicirea. Apoi, mergeți în toată lumea. Mergeți în toată lumea. Dacă nu vă duceți intenționat pentru asta, atunci când vă veți duce pentru un alt motiv, faceți și lucrul ăsta. Ok, te duci în Europa și nu te duci ca să evanghelizezi, te duci în vizită, dar lângă, în avion, în drum spre Europa, lângă dumneata stă un om. Nu trebuie să fii Billy Graham ca să-i arăți pozele cu nepoții și după ce i-ai arătat pozele cu nepoții, arată-i și o poză cu Iisus. Arată-i o poză cu biserica, arată-i o poză cu Biblia, arată-i o poză cu atunci când te-ai botezat, arată-i o poză când ți s-au botezat copiii și nepoții. Spune-i ceva religios, spune-i despre biserica în care te închini, spune-i o experiență când pur și simplu legile naturale s-au dat la o parte și au făcut loc unei minuni. O minune care te ține în viață, o minune care ți-a vindecat nevasta, copilul, mama, tata. Spune-i despre miracolul ăsta. Tot sport, tot politică și tot coronavirus. Altceva nu mai știm. Ba da, mai știm. Cum să nu știm? Păi Hristos a venit la noi. Dumnezeu l-a trimis pe El la noi. Și pe noi ne trimite la oameni. Asta e treaba noastră. Când ne deschidem gura, trebuie să se înțeleagă că noi ne-am întâlnit cu El. Că știm ceva despre El. Apoi spune, predicați la orice făptură, spuneți la orice făptură. N-are nicio importanță dacă este directorul unei companii sau e omul de servici la compania aia. Sufletele-s la fel, pozițiile nu-s la fel, salariul nu-i la fel, oportunitățile și responsabilitățile nu-s la fel, dar sufletul e absolut la fel. Ori omul de servici, ori directorul are un suflet la fel. Sufletul nu face școală. Sufletul nu e domn director sau domn număturător. Nu, sufletul e suflet, punct. El n-are legătură cu treburile astea de pe pământ. El iese când omul moare. L-a văzut careva când omul moare ce culoare are și cât de lung e și cât de scurt e? Nu, sufletul e invizibil pentru că e o entitate invizibilă, după cum multe lucruri din noi sunt invizibile. Vedeți dumneavoastră cu gândurile mele, dacă ați vedea câte sunt acolo și urmează să vi le spun, cred că nici nu mă opresc la un sfert. A zice, bă, sper să le spună repede până la un sfert. Dar nu vedeți nimic, doar un craniu. Înăuntru nu se vede. Așa e cu Dumnezeu. Dumnezeu nu se vede, Dumnezeu e invizibil. Pentru că nu-i carne ca noi, dacă era carne ca noi, nu mai era Dumnezeu. Era un alt individ pe care îl chema într-un fel. Botezați-i pe cei convertiți. Învățați-i să păzească ce v-am poruncit. Iată dar procesul pe care Hristos l-a aplicat și pe care noi trebuie să-l imităm. Care se întâmplă într-o biserică. Dar vedeți, eu mă refer la următorul lucru. Se întâmplă într-o biserică, riscul e ca biserica să aștepte ca oamenii ăștia să vin singuri. Nu vor veni. Nu vor veni. Noi trebuie să ne ducem la ei. Nu noi am mers la Dumnezeu, Dumnezeu a venit la noi. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos la noi. Noi stăteam așa și poc, Hristos a venit la noi. Și acum noi poc, trebuie să mergem la oameni. Exact ce a făcut Hristos cu noi, trimis de Tatăl, așa trebuie să facem noi cu oamenii trimiși de Hristos. Noi trebuie să limităm pe El. Cum eu am venit la voi, așa acum vă trimit eu pe voi. Cum m-a trimis Tatăl pe mine. Nu, problema nu e înțelegerea, ci problema este aplicarea. Pentru că nu ne mai ajung 24 de ore nici pentru noi. De unde să mai avem timp pentru Hristos? Noi nu suntem rău intenționați, dar nu mai avem timp, s-a făcut ziua mică. Cum s-a făcut ziua mică? Că 24 de ore a avut și pe timpul Domnului Iisus. Cum s-a făcut, oameni buni, ziua mică? Că tot 24 de ore are. Cine ne-a făcut nou așa un program încât Dumnezeu nu mai are loc în programul nostru? Mai oameni buni. Cum să n-aibă Dumnezeu loc în programul nostru? Păi Dumnezeu e stăpânul nostru, e creatorul nostru, e mântuitorul nostru, este Dumnezeu Universului. Să nu mai aibă loc în programul meu, dar cine sunt eu să nu-L mai încap pe Dumnezeu? Asta ar fi îngrozitor. Păi de-aia se simt oamenii singuri, că dacă Dumnezeu nu e acolo, normal că sunt singuri și apucă friga, groaza, depresia, anxietatea.
Întotdeauna inițiativa de a veni nu este a omului, absolut niciodată nu este a omului. Poate împins de un amar, foarte amar, poate împins de o mare nenorocire, dar altfel nu, întotdeauna experiența este a lui Dumnezeu. Iisus a luat inițiativa să vină la noi, l-a chemat un fariseu, s-a rugat un preot mai de seamă, Doamne Iisuse, Mântuitorule, nu. Ei așteptau pe unul să-l scape de roman. Ăstora le trebuia eliberator de cezarul de la Roma, nu eliberator de păcat. Nu le ardea lor de iertare de păcat, lor le ardea de libertate națională și de bunăstare, să nu mai plătească bir la cezar. Nu zic că nu e o dorință bună pentru un cetățean să trăiască într-o țară liberă, dar oameni buni, nu puneți asta în treaba lui Dumnezeu. E război de când e lumea și va fi cât e lumea. E minciună și adevăr de când e lumea și va fi cât e lumea. Hristos n-a venit să rezolve lucruri de genul ăsta. El n-a venit să ne facă fericiți, sănătoși, bogați. El a venit să ne mântuiască, oameni buni. Restul sunt detalii. Detalii. Iisus a luat inițiativa, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Luca 19:10. Fiul omului a venit ca să caute și să mântuiască pe toți cei care sunt pierduți. Asta a fost inițiativa lui. I-a trecut lui prin cap să mă caute și pe mine. Mi-aduc aminte de copilăria mea, foarte pustie. Dumneavoastră știți că copiii au valoare prin apartenență, adică părinții le dau valoare copiilor. În călătoria asta l-am luat pe nepotul meu mai mare cu mine, intenționat l-am luat mai cu mine, ca să intre în dimensiunea asta, să vadă lucrurile astea, și a fost cu mine tot timpul. Și la Cluj a fost o evangelizare mai mare, acolo un oraș mai mare, stadionul a acoperit frumos, condiții grozave. Și acolo s-a predat. Eu nici n-am știut că s-a predat, că n-aveam de unde să știu, că el n-a fost cu mine pe scenă. Și pastorul care era gazda noastră mi-a spus ce s-a întâmplat. L-am întrebat, Marcus, te-ai predat? Da. Zic, de ce te-ai predat? Și m-a întrebat, dar de ce să nu mă predau? Și am zis, explică-mi ce ai simțit? Zice, nu știu, nu pot să-ți explic. Am simțit că îmi vine să plâng, am simțit că trebuie să mă duc acolo în față și eu, dar nu știu să spun mai bine cum am simțit, dar am simțit mai multe decât pot să spun. 13 ani. Întreb, dacă nu-l luam, s-ar fi predat? Probabil. A fost mai previzibil să se predea acolo decât în altă parte? Întotdeauna când ieși din mediul ăsta, aici ești prea obișnuit. Toate sunt banale, nu pentru că sunt banale, ci că plictiseala și rutina le face banale. Când te duci într-un mediu nou, acolo ești alert, ești disponibil, ești pentru prima oară, ești impresionat. Nu vreau să spun că trebuie neapărat să mergem în altă biserică să se întâmple ceva. Am vrut numai să spun că noi oamenii reacționăm în mod conștient, voluntar și intenționat când suntem într-un mediu nou. Insuficiența legii permanente ne face să fim întotdeauna prezenți în prima experiență. Poate și în a doua, în a treia, dar de la a zecea încolo, nimeni nu vrea să vadă de 10 ori Niagara, oricât de Niagara ar fi. Iisus a avut inițiativa, omul nu are inițiativa să-L caute pe Dumnezeu. Nu e niciun om neprihănit, niciunul măcar, nu este niciunul care să aibă pricepere, nu e niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici, nu e niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Roman 3:10-12, deschide Scriptura. Asta nu o spun eu, nu sunt eu deșteptul pământului, așa scrie în Biblie, nici unul măcar. Noi reacționăm la chemarea și inițiativa lui Dumnezeu. Noi nu acționăm, noi reacționăm. El a spus vino și noi spunem, eu săr, acum vin. El spune vino și noi spunem, da, Domnule, venim. Dar nu stă inițiativa la noi. Adam n-a avut nicio inițiativă când stătea după bușul ăla în grădină. Dumnezeu a strigat, unde ești ascuns? Aici sunt ascuns. Ești afară. De ce te-ai ascuns? Mi-e rușine. Dar de ce ți-e rușine? Că până acum nu ți-a fost. Dumnezeu a fost întotdeauna acela care ne-a căutat pe noi. Mântuitorul
i-a căutat pe oameni și le-a vorbit de împărăție. Astăzi oamenii mint și spun că Dumnezeu vrea să ne facă bogați, că nu știu, ajungem președinți și miniștri dacă ne pocăim. Ascultați-mă, fraților, împărăția lui Dumnezeu nu are legătură cu împărăția asta. Asta este o împărăție care are regulile ei și care este dominată de diavolul. Împărăția asta este în întuneric, împărăția asta este compromisă. Hristos a creat o nouă împărăție unde ne va muta în momentul în care devenim ai Lui și ne așezăm voluntar, conștient și personal, sub autoritatea Sa. Prin credință și pocăință El ne face ființe noi, numite născut din nou. E o expresie care ascunde în spatele ei un adevăr imposibil de înțeles pe deplin. Pentru că El tranzitează, trece dincolo de universul care e controlat de idei, de universul fizic. Domnul Iisus i-a trimis pe ucenicii Săi doi cât de doi într-un sat pentru a proclama împărăția. Știți de ce i-a trimis? Să le spună: pocăiți-vă că o să vă îmbogățiți. Nu! Pocăiți-vă că o să vă meargă bine, din ce în ce mai bine. Nu! Nu! Dumnezeu n-a vrut să facă concurență pocăinței cu nimic! Păi, vă și pocăiți și sunteți moștenitori ai împărăției, mai vă faceți și primari, mai vă și îmbogățiți, voi fi foarte binecuvântați, se va ține binecuvântarea cascaiul după voi, aveți o grămadă de motive să vă țineți după mine, printre care și pocăința. Nu, pocăința n-are nicio competiție. Ne pocăim pentru a avea viață veșnică, punct, și punct e. Iisus a chemat pe cei 12, le-a dat putere și stăpânire peste dragi să vindece bolile și așa mai departe. Este pasajul din Luca, capitolul 9, primele 8 versete. Apoi, Iisus ne-a poruncit să mergem și să ducem Evanghelia la toate popoarele. Așa cum Tatăl a trimis pe El, El ne-a trimis pe noi. Apostolii au predicat în templu și din casă în casă. Citiți Fapte 5:42. El i-a trimis. Filip a predicat în Samaria. Petru a predicat în Cezarea. Pavel a mers 3 călătorii misionare care i-a luat o jumătate de viață și a murit acolo, pe câmpul de misiune. Oamenii nu pot și nu vor asculta dacă nu va merge cineva la ei. Noi n-am ascultat până când nu a venit Hristos la noi. Frații mei, e așa de simplu încât ne e greu să mai auzim încă o dată treaba asta. Noi n-am ascultat și n-am avut gândul pocăinței până să vină Hristos la noi. Iar oamenii la care noi trebuie să ne ducem n-au niciun gând de pocăință până când noi nu vom merge la ei. Cum a venit Hristos la noi și prin prezența și învățătura care ne-a dat-o ne-am convertit, așa oamenii la care noi mergem se vor converti, dar nu-i vorba doar de convertire. Poate cineva este amărât, e căzut, poate cineva a trecut printr-o experiență, mai ales din astea interzise, divorț, păcate mai, toate sunt mari, da? Așa zicem noi oamenii. E, oamenii ăștia nu mai au nicio direcție, nu mai au nicio direcție. Așa de multe mesaje primesc în general pastorii, nu mai pot să stau cu omul ăsta sau cu femeia asta, am ajuns la 7 ani, n-avem nicio legătură, dormim în dormitoare separate de 3-4 ani, pot să divorțez, nu pot să divorțez, dar eu ce o să fac? Tu știi că tu l-ai ales, atunci trebuia să întreb când l-ai ales, acum eu, cine poate să dea peste cap să-l schimbe pe el sau pe ea? Tu ai zis că se va schimba, poftim că nu s-a schimbat, pastorul ți-a spus și ai zâmbit, ai spus lasă că-l schimbă mandea pieptosul și nu l-ai schimbat. De ce nu ți-ai luat unul schimbat gata? Sau una? De ce scumperi pâine și nu scumperi un pantof? Lasă că o să schimbem pâine până acasă. Dom'le, trebuie pâine, pâine scumperi. Ne luăm unul așa într-o parte și sperăm că într-o zi va fi drept. De ce? Că ne place corpul, ne plac... Cine știe ce mai are de ne place? De fapt, noi ne însurăm cu el, ne însurăm cu cum arată. Cu cum, Doamne, iertați-mă. Și la urmă ne mirăm că de ce nu merge? Păi n-a mers niciodată, doar atunci când hormonul a tăbărât pe noi și câteva luni am crezut că se rupe pământul și la urmă ne-am dat seama că nu mai simțim nimic și nu ne potrivim deloc. Așa este și cu Evanghelia. Oamenii nu pot și nu vor să asculte dacă nu va merge cineva la ei. Cunoașteți pe cineva care vrea să ducă la ei? Știți pe cine vrea Dumnezeu să trimită la ei? Nici nu vă vine să credeți, pe noi amândoi. Pe noi amândoi Dumnezeu vrea să ne trimită la ei, că altfel ăștia merg în iad. Gândiți-vă
cum ne vede pe noi Dumnezeu când nu vrem să mergem? Numai gândiți-vă. Cum l-ar fi văzut Tatăl pe Hristos dacă nu se ducea? Cât de Hristos ar fi fost Hristos dacă nu s-ar fi dus? Să-și înțeleagă menirea. Ce zice Tatăl când ne vede că nu-i destul niciodată, niciodată? Nu ne ajung banii, nu ne ajunge timpul, nimic nu ne ajunge. Nimic. Vă mai aduceți aminte ce spunea El? Dacă are ce să mănânce și cu ce să se acopere, e destul. Puteți, vă rog frumos, să intrați în simplitatea acestui adevăr? Ni se face frică dacă intrăm acolo. E înspăimântător să fie suficient doar să ai ce să mănânci și cu ce să te acoperi? Noi ne-am înconjurat de multe lucruri care trebuie mentenanțate constant, întreținute, administrate constant. Și de-aia nu mai avem timp. Noi n-ar fi trebuit să fim așa de administratori la 1 miliard de lucruri. Dar așa e viața, înțeleg că așa e viața în secolul 21. Dar în secolul 21 și Dumnezeu ne sună și ne spune: du-te, du-te că ia mor în păcat. Hristos a venit la noi, a avut timp. Noi trebuie să mergem la oameni, trebuie să ne facem timp. E chemarea noastră, e misiunea noastră. Dumnezeu a pregătit inimile oamenilor pentru a auzi vestea bună. Vă aduceți aminte ce probleme avea famenul? Că am citit de la el. Cum aș putea să înțeleg? Ăsta e ministru, nu e strungarul de la, sau eu știu ce să zic, ăla care e cu autobuzul. Ăsta era ministru, oameni buni. Câți miniștri sunt? Doar nu fiu 1 milion într-o țară. Câțiva, ăia mai luminați. Știu ce gândiți, dar lăsați-o așa cum am zis eu. Mai luminați. Ei, ăsta n-a înțeles nimic. A zis: domne, cum aș putea să înțeleg? Vedeți ce zice un ministru? Dar un om simplu ce ar fi zis? Apoi, ce trebuie să fac? Să crezi. Și apoi, să iei o decizie. A porunci să. A luat o decizie. Cât de simplu a fost. El credea că e ceva foarte complicat. Dacă ar fi complicat, cum s-ar pocăi oamenii simpli? Și fără carte? Și mai slab de minte? Cum s-ar pocăi dacă ar fi complicat? Ajungem la facultate, pocăința e simplă. Pocăința nu stă în dificultate și tocmai performanța ei stă în simplitate, că Dumnezeu și pe cel fără minte îl ajută. Nu trebuie să ai minte ca să te pocăiești, trebuie să ai credință. Nu vreau să redu mesajul Evangheliei pentru analfabeți, nu asta vreau să spun. Sunt sigur că nu-i nevoie de explicații. Mă apropii de încheiere că s-a epuizat timpul. Când noi mergem la oameni, inima lor este deja pregătită. Ăsta e ultimul gând pe care vreau să vi-l spun. Uitați dumneavoastră la cine l-a trimis pe Filip. La cine a fost trimit Filip? Filip era un om simplu, era un predicatoraș. Și l-a trimis la un ministru, la ministrul Etiopiei. Primul om de culoare care a fost evangelizat de un evreu. Filip era deja implicat și avea experiență de slujire. Observați pe cine a trimis. Pe cineva care avea un pic de habar în domeniu. Pe cineva care avea un pic de habar în domeniu. Apoi, încă ceva. Dumnezeu trimite un înger ca să îl instruiască pe Filip și să-i prezinte detaliile. Fii atent, faci așa, 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 așa. Știi pe unde te duci? Pe drumul ăsta. Dar drumul ăsta merge în pustie. La cine mă duc în pustie? Dumnezeu nu i-a dat nicio explicație. Auzi, nu mai cere explicații dacă nu ți s-au dat în mesajul inițial. Când Dumnezeu ți-a spus în mesajul inițial un lucru, nu mai cere explicații. Folosește-ți credința, lasă logica în pace. Cu Dumnezeu merge prin credință, nu cu logică. Asta nu înseamnă că nu merge cu logică, dar în principiu, în orice element, în orice trimitere a lui Dumnezeu, există o notă de credință unde logica nu funcționează. Păi mă trimiți în pustie? Păi în pustie cine sunt? E moartea. Cine trăiește acolo? Sunt oameni în pustie? Nu. Oamenii caută apă și verdeață, nu nisip. Îți trebuie un pic când construiești o casă, dar altfel nu trăiești acolo. Și omul ăsta se duce. Filip găsește acolo o persoană, dar foarte influentă, și îi spune despre Iisus. Observați, inima acelui om era pregătită. Când l-a întâlnit, știți ce făcea? Citea Biblia. Dumnezeu l-a văzut pe ăsta că citește Biblia și când l-a trimis pe Filip, Dumnezeu l-a văzut pe ăla că citește Biblia și i-a spus: du-te în pustie. Filip nu vedea pe nimeni decât nisip și nici n-a întrebat, că i-a fost rușine, s-a bazat pe Dumnezeu, dar Dumnezeu îl vedea pe ăla că citește Biblia. Dumnezeu îl vede pe ăla când ne trimite într-un loc fără logică, îl vede. El se uită cu un ochi la mine și cu un ochi la ăla, ne vede pe amândoi și spune: tu du-te încolo, Doamne, dar nu văd pe nimeni, dar văd eu, nu ți se pare că e destul?
Nevoia de sensibilitate a lui Filip pentru a înțelege voia lui Dumnezeu a fost mare, dar nevoia de a explica cineva Evanghelia famenului a fost la fel de mare. Și Filip i-a explicat. Era nevoie de cineva să spună cuiva care aștepta să asculte. Când Dumnezeu ne trimite să spunem, când vom ajunge acolo unde ne-a trimis, vom găsi pe cineva care așteaptă să asculte. Marea noastră problemă e că vin gânduri negre, pesimiste și de necredință, de parcă am fi necredincioși, și ne muncești, dar dacă nu e acolo, dar potolește-te odată. Du-te invers. De-abia aștept să ajung acolo, că îl voi găsi pe ăla care mă așteaptă să mă ascult. Ăla de-abia mă așteaptă să vin. Și cum voi veni, cum voi ajunge acolo, o să-l găsesc și spune, ai venit? Bine ai venit. Spune-mi ce trebuie să aud. Așa a fost cu Filip. Când a ajuns acolo, omul ăsta de-abia l-a așteptat. Nu înțeleg, domne, bine ai venit. Poftește în căruța mea și spune-mi despre ce e vorba. Aici se referă la tine, la el, la cine se referă aici? Și Filip nu inițiază el discuția. De fapt, a inițiat el discuția, dar în spatele cortinei lucrurile erau aranjate. Scenariul era în mintea lui Dumnezeu. Filip a deschis gura și a mărturisit. Etiopianul a auzit, a procesat, a ales și a spus: văd apă, tu mi-ai vorbit de nevoia să mă botez. Mă împiedică ceva să fac asta? Necredința. Eu cred, frate, nu e vorba despre mine. Eu cred. S-au coborât, l-a botezat. 2000 de ani de istorie de atunci. Oameni dragi, Dumnezeu a încredințat treaba asta biserici, nu doar în 2023, în fiecare an din viața noastră. Asta este treaba noi la amândoi, la amândoi la fel de treaba noastră. Trebuie să folosim orice oportunitate. Biserica noastră e o biserică un pic mai mare, are resurse umane în primul rând, că asta este marea problemă, nu banii. Sigur că banii sunt, dar banii sunt mai ușor de făcut rost decât oamenii instruiți, pregătiți și potriviți. Cea mai mare resursă pe care o are Dumnezeu sunt oamenii. Când îi văd pe tinerii ăștia că se ridică și vorbesc bine, articulat, concret, pur și simplu îmi pleznește inima de bucurie. Simt că nu reușesc să gestionez emoția. De ce? Pentru că o să murim liniștiți. O să murim liniștiți că în urma noastră rămâne o armată de oameni care duc mai departe Evanghelia lui Dumnezeu. Și asta este treaba noastră. Deja am trecut peste program. Frați și surori, ne ducem acasă și o să ne mai întoarcem. Dar într-o zi, ori nu ne mai ducem, ori nu ne mai întoarcem. Și se va termina. Până atunci, e treaba noastră. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos la noi, iar pe noi ne trimite la oameni. Ce a făcut Hristos s-a întâmplat acum 2000 de ani. Ce facem noi s-a întâmplat ieri, se întâmplă astăzi și dacă mai rămânem în viață, se va întâmpla și mâine. Vă rog frumos să vă pregătiți aici. Și dacă suntem pregătiți aici, restul sunt detalii. Haideți să ne rugăm, Dumnezeu să aibă milă de noi.